Drummer. Stinge Dracula. Spune ce ai aflat. Am luat legătura cu unul din informatorii noștri de la poliție. Se pare că nenorocitul ăla a vorbit mai repede decât am crezut. A trădat pe amândoi, a spus și cum ne cheamă. Am dat de dracu. Asta e numai din vina ta. A mea? A ta, a ta. Nu cred. Când l-ai descoperit, trebuia să-l faci să dispară. Dar tu nu. Ai zis că îl poți manevra. Sper că nu-mi pasezi mie toată responsabilitatea. Nu că n-aș vrea, dar nu mai pot. Suntem amândoi implicați până în gât. Mă bucur să aud asta. Eu nu mă bucur. Dar trebuie să facem ca orice indiciu despre mine să dispară. Ok. Noi doi suntem asociați. Nu era nevoie să devastezi biroul în halul în care l-ai devastat. Puțin îmi pasă de părerea ta, da? Ți-am spus încă de la început că nu am încredere în nepotul tău. Uite, am ajuns la capătul răbdărilor, da? A sosit momentul să alegi, Gelu. Ce să aleg? Tu sau el? Dar nu poți să-mi ceri așa ceva, Nicolae. N-ai dreptul să-mi ceri așa ceva! Ce faci? Ba, am dreptul să-mi cer ce vreau, Gelu. Auzi? Tu sau el? Te-am spus că Bogdan e de neatins.
Din prima clipă s-a mișlicat asta. Ți-am spus că el e pentru mine fiul pe care nu l-am avut niciodată și pe care mi l-am dorit mereu. Ce un drăguț și devotat. Nu fi imbecil. Crezi că Bogdan îți va salva viața când va afla adevărul? Mi-ai luat tot. Mi-ai luat firmă. Mi-ai luat libertatea. L-ai luat pe fratele meu și acum vrei să-mi iei și nepotul? Nu-ți dau voie să faci așa ceva. N-ai dreptul să faci asta! Vezi că e ultima oară când îl opresc pe Iuri.